Bună ziua, și ai vorbit despre acțiune efectuată atât de polițiști antidrog cât și de către procurorii de ICOT. Vorbim despre percheziții în mai multe locații din capitală și ar fi vizat, după cum spun surse judiciare, membrii unui clan bine cunoscut oamenilor legii. Vorbim despre clanul Zoi Creanu, din câte spun sursele noastre judiciare. Este un clan care de peste 20 de ani dă bătăi de cap polițiștilor și care își are originea într-o localitate ilfoveană, Piteasca, acolo unde s-a dezvoltat în timp. De altfel, încă înainte de 89 au avut de furcă milițienii în perioada aceea cu membrii acestui clan și de-a lungul anilor au tot fost arestați, condamnați diversi membri acestui clan. De această dată vorbim despre trafic de heroină, trafic care s-ar fi desfășurat în ultimii ani în zona sectorului 2, mai ales în zona Pieței Iancului, strada Mătăsar și alte câteva străzi adiacente. Sunt aceste percheziții care vor fi urmate, evident, de audieri. 15 persoane vor fi conduse în fața anchetatorilor și apoi rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate împotriva acestora, dacă se va dispune arestarea preventivă pentru 24 de ore sau dacă vor exista alte măsuri pe care le vor lua anchetatorii în acest dosar. Vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în acest caz și vom reveni în jurnalele următoare.